Regimul actual este foarte interesat să nu petreci, sau dacă petreci, să petreci cât mai în familie, fără să ai prieteni și, de evident, dacă ai prieteni, să păstrezi distanța, să păstrezi măști și, desigur, să nu vorbești nasol de regim. Regimul precedent era interesat să petreci, dar cu condiția să fie cu muzica aprobată de regim, să se discute doar lucruri aprobate de regim, la volumul aprobat de regim. Și, desigur, de preferință, chiar dacă, mă rog, nu se spune asta explicit, petrecerile să se termine cu rezultate aprobate de regim. Despre asta discutăm, muzica de petrecere ca unealtă de propagandă în timpul comunismului. Să explorăm! Hai, salutare tuturor, bun venit la o nouă ediție a Beciului Propagandei. Beciul este metaforic, dar propaganda cât se poate de reală. Discutăm astăzi despre muzică de petrecere și aici este de discutat destul de mult, mai ales că trebuie făcute niște corelații care cu siguranță vă scoate din minți niște oameni, dar mă rog, asta este, atât s-a putut. Începem cu o placă, un disc, evident marca Electrecord, pe care va trebui să notăm două lucruri. În primul rând, ia să vedem dacă se vede, uite că se vede frumos. Așadar, în josul plăcii vedeți ștampila de CTC, control tehnic de calitate, CTC4, și chiar dedesubt, poate chiar și pe partea asta, la alta, poate se vede mai clar, da? Made in Romania. Da? Deci asta înseamnă că această placă este cel târziu din 1968, cel mai probabil chiar un picuț mai devreme, pentru că cam după 68 a dispărut sintagma Romania și a apărut, așa cum o știm și astăzi, Romania. Aceasta este un disc cu cântece lăutărești, voce de Romică Puceanu, Taraful fraților Gore. De remarcat, și o să-i dăm direct play ca să nu existe discuții, prima piesă de pe fața B, Doi tovarăși am la drum, și o să spuneți, domnule, dar asta e o sintagmă care n-are treabă cu comuniștii, că doar noțiunea de tovarăș de drum n-a apărut odată cu Partidul Muncitoresc. Și desigur ați avea dreptate. Cu o singură adnotare, aș spune eu, sistemul nu selecta la întâmplare piesele de petrecere pe care le permitea să se publice, cu atât mai mult la Electrecord, din nou, unde se foloseau banii sistemului. Sistemul avea grijă foarte mare la ce se publică. Nu întâmplător, imediat după 1990, așa cum a existat un boom al muzicii folk, așa cum a existat un boom evident a muzicii rock, ok, rap-ul oricum abia se dezvoltase la sfârșitul anilor 80 în Occident, la noi a bubuit evident după 90, dar folk-ul, rock-ul și muzica de petrecere au bubuit în popularitate și la un moment dat au apărut și combinate între ele. Când o să ajungem la anii 90 o să dăm câteva exemple, poate o să mai dau și prin podcast-uri, că mă rog, e mai contemporană treaba aia. De ce și muzica de petrecere? Tocmai pentru că muzica de petrecere era văzută folosită de regim, e adevărat, într-un mod mai degrabă relaxat, nu erau foarte anal retentive cu chestia asta, dar din punctul de vedere al regimului, muzica de petrecere în sine era o treabă de gândit strategic. Da? N-aveau grup de comunicare strategică pe vremea respectivă, dar în sine ce muzică de petrecere permitem și ce muzică de petrecere mai degrabă nu permitem, era o discuție de avut în comitetul politic și nu numai. Și chiar se purtau astfel de discuții. Acum, evident, nu vă închipuiți că venea Ceaușescu personal să spună discul ăsta nu se publică. Nu așa funcționa.
dar se dădea ordin pe unitate. Ca și acum, da? Ce, vine Iohannis să spună nu permite petreceri mai mult de 20 de oameni? Nu, nu. Da, se dă ordin pe unitate, bă, ia mai pohales cu chestia asta. E cam așa era și atunci. Venea bă, tovarșul și bă, spunea, de altfel cred că există, dacă o găsesc vă și pun, dar dacă nu o să o căutăm și o să punem în altă ediție. Există și o filmare bă, cu Nicolae Ceaușescu din 70, parcă, când spune că face apel la artiștii neamului să cânte despre bă, X chestie. Da? Întâi zice despre binefacerile socialismului, după aia despre planul cincinal. Mă rog, de fiecare dată face el apel la artiștii neamului să ajute cu efortul de, ce, indiferent ce, era, ce efort era acela. Ei, din nou, nu foarte diferit față de ce se întâmplă astăzi, cu diferența că atunci cam era un pic mai greu să spui că nu vei servești cauza. Pentru că costul personal era ceva mai mare decât astăzi. Ei, când vine vorba de muzica de petrecere, cauza de servit era facem cumva ca să fie cât mai multe nunți, cât mai multe botezuri. Nu le spunea botezuri că nu era frumos că avea referință creștină, dar botezuri erau. Și cât mai puține petreceri de ochiate, cât mai puține petreceri doar de dragul petrecerilor. De ce? Scopul partidului, după cum bine știți, imediat după decretul din 67, era să mai crească populația cât cuprinde. Acest disc pe care îl ascultați pe fundal și e unul din foarte puținele care nu are o direcție chiar atât de evidentă, pentru că e publicat cam în perioada când se gândea această direcție, dar nu era încă pusă pentru tot poporul. Na. Și bă, de unde ne dăm seama de chestia asta? Păi, imediat după, și asta se întâmplă la începutul anilor 70, deci, imediat după decretul cu pricina care interzicea de facto și contraceptivele și de jur interzicea și avortul, crește masiv rata totală a fertilității în România, regimul nu s-a agit, spune domnule, uite, merge. E, după 71, 72, 73, când începe din nou să scadă, adică românii se prind, găsesc metode să-l ocolească până la urmă, într-un fel sau altul, atunci vine regimul, domnule, trebuie să facem cumva să măcar să o menținem sau da, să oprim scăderea, să aplatizăm curba, dacă vreți. Și vin cu această metodă foarte soft de promovat la maximum orice posibil care să promoveze da, împerecherea, dacă vreți. Și de ce? Și folosesc termenul ăsta urât, da, împerecherea, pentru că și atunci, ca și astăzi, da, regimul ne vedea pe noi cetățenii, în principiu, ca șeptel, ca livestock, da, de dus la montă. Da, atunci la montă, acum, din potrivă, de nedus la montă, că e prea mult livestock, în esență. Bun. Și așa apar primele viniluri, primele discuri cu muzică de petrecere, atent selectată. După 1972 nu mai găsești discuri publicați. Bă, găsești, dar foarte rar, cu așa ceva, da? Cu chestii mai filosofice sau cu chestii direct de petrecere, dar care n-au legătură cu împerecherea. Nu. Imediat după aia încep să apară destea pe unitate. Și emblematic cumva este chiar acest disc al lui Benone Sinulescu. Pe copertă se vede și un autograf al bunicămii, dar mai important decât autograful bunicămii scrie acolo 1975. Important detaliul ăsta. Se vede cât de mult a fost ascultat, e nou-nouță coperta, dar a fost și ăsta la rândul său achiziționat ca document istoric. Și spre deosebire de precedentele, inclusiv de acesta pe care l-ascultați pe fundal, da, acesta pe care l-ascultați pe fundal are 8 piese, din care una e cu perechea, deci una din 8. Aici acesta are 14 piese, din care 12 sunt cu perechea. Deci, proporția de piese dedicate gestionării conflictelor în dragoste, avansării situației materiale astfel încât să indivizi, cât se poate, unele din ele erau chiar direct pe față, hai mă, pe bune, nu vă mai
coiți atâta, haideți să facem mulți copii. Da? Deci erau cât se poate de pe față, era foarte rudimentar regimul și atunci se baza pe indivizii talentați și în special indivizi talentați cu legătură cu sistemul, astfel încât să mai disimuleze un pic, să nu mai fie chiar așa de pe față, pentru că erau prea evidente, unii a spune, chiar străluceau din coasară. Și așa apare Benone Sinulescu, Benone Sinulescu despre care, care a trecut recent la cele veșnici, a murit în 2021 și despre care puțină lume știe, era militar și nu orice fel de militar, militar ocupat cu informația. Da? Și nu întâmplător, a fost înmormântat cu toate onorurile, dar s-a ținut discret și detaliul ăsta. Adică apare în presă faptul că a fost înmormântat cu onorurile, dar nu se discută foarte mult despre cariera sa, din punctul ăsta de vedere al treselor. Da? E, jobul lui Benone Sinulescu ăsta era să producă muzică de petrecere care să fie la fel de talentată ca și muzica de petrecere de până în acel moment, dar care să aibă, să respecte direcția, să servească cauza, da? Să respecte direcția pe care și-o dorea regimul, astfel că acest disc din 75, la Căsuța cu pridvor, cântă Cocoșei în zori de ziua, vin mândruță, vin pe potecuță, mândruță nu e bine, ziua mă gândesc la tine, deci nu mai puse exact în felul ăsta, da? Am un foc la inimioară. Sigur, acum o să spuneți, domnule, dar astea sunt cântece populare, adaptări și așa mai departe. De altfel, Benone Sinulescu în întreaga sa carieră și după 1990 tot cam asta a făcut. A adaptat cântece populare mai vechi pe ritmuri moderne. Da? De altfel, Benone Sinulescu și după 90 și poate fi creditat într-un fel cu apariția genului de muzică etno în România. Bun, veți avea dreptate, dar uitați-vă la subiectele alese. Da? După 1990, Benone Sinulescu nu mai are obsesia asta cu cântece de dragoste. Are cântece despre învârtește Doamne roata, subiectele sunt mult mai variate și sigur are și din astea, dar mult mai puține. În schimb, în anii 70 și 80, acestea predominau. Și predominau exact de asta, pentru că regimul avea un interes și insista pe chestia asta. Sigur că acum, nu venea nimeni să-ți ia capul neapărat că, domnule, dar de ce ai 12, de ce ai, nu știu, 10 din 14 despre asta, de ce n-ai 14 din 14, sau de ce n-ai 13, sau de ce n-ai bască? Nu așa funcționa. Funcționa în felul următor, dacă se știa că așa trebuie să stea lucrurile, după aia regimul se baza pe stahanoviștii locali. Stahanoviștii locali spuneau, da, poate nu-i bine, că hai scoatem cântecul ăsta, îl punem pe ăsta, pe discul ăsta și poate pe ăla ți-l publicăm la vinilul următor. Cam așa funcționa. Bine, în cazul Benone Sinulescu, el știa lucrurile astea dinainte, că, na, nefiind civil, înțelegea. Dar alții nu înțelegeau și aveau câteodată probleme, mai ales dacă brusc nu erau de acord cu servitul de cauză. Și se mai întâmplau și din astea. Da. Și apoi era desigur marea vedetă, Gică Petrescu. Gică Petrescu, care spre deosebire de toți ceilalți care au făcut carieră în comunism, Gică Petrescu avea avantajul că venea de dinainte. Era din vremurile de dinainte. Gică Petrescu, dacă vreți, a fost un supraviețuitor. Gică Petrescu a avut carieră în trei regimuri. Da? A avut carieră în interbelic, a avut carieră în comunism și a avut carieră și în postcomunism. Gică Petrescu, de asemenea, recent trecut și el la cele veșnice. Gică Petrescu era printre puținii, dacă nu singurul, era exact chestia asta. Când sistemul nu putea să te dea jos din ce motive, în cazul lui Gică Petrescu, pentru că era prea popular, făcea 100 pe lângă tine care să te imite și să te marginalizeze prin concurență din asta ca număr, da? Ieșea la număr. Nu erau mai buni, nu era nimeni mai bun, mai ales, dar acest vinil fiind publicat în 79. Ok, în 79 nu era nimeni mai bun decât Gică Petrescu încă, dar erau 100 care cântau precum Gică Petrescu sau care cântau și muzică de petrecere și pe care Electrecord îi publica, de altfel publica și pe Gică Petrescu nu-l cenzurau, dar când venea transportul la magazinul Muzica cu
discuri noi de muzică de petrecere, veneau 100 de discuri. Unul cu Cică Petrescu sau două cu Cică Petrescu și 98 cu niște unii despre care abia auzeai, dar pe care sistemul îi promova la fel de agresiv ca pe Cică Petrescu. E, Cică Petrescu, de asta și vă arăt acest video, pentru că Cică Petrescu avea avantajul că totuși își putea permite să nu servească cauza chiar așa tare, dovadă că Cică Petrescu chiar își permite să facă, da, vlogging, dacă vreți, mă rog, audio blog din discurile sale, albumul De Toate Pentru Toți din 79 conține, iată, două piese care se numesc, una autobiografie muzicală și a doua Câte ceva despre vârsta mea. Conține și de dragoste și dor, dar conține și elemente din astea mai degrabă burgheze, era deja destul de iffy să faci din astea. Cică Petrescu își permitea, pentru că era atât de popular încât el își putea permite să facă muzică de petrecere despre o pălărie, despre plimbări de noapte, lucruri care, ca și astăzi, da, devenise un pic haram, așa, da, cei care sunt mai în vârstă și aduc aminte. De acolo provine obsesia politicienilor de astăzi cu restricțiile de noapte și atunci, în special în anii 80, nu erau de jure, bine, nici acum nu sunt de jure, dar sărim peste, dar erau de facto, da, te trezeai hățuit cu consecvență dacă, dar la ce să te beție plimbare la două noapte, dar ce să faci, domnule, la ora aia, ai motiv esențial să te plimbi? E, acum, ce să zic, nu, într-un final s-a dovedit a fi o idee proastă, da? Genul ăsta de propagandă a regimului nu a adus rezultatele scontate, dar cu toate astea a dus, a schimbat pentru multă vreme subiectele permise, și cred că ăsta este termenul pe care trebuie să-l folosesc, da? Permise la petrecere. În sensul că, poate și de asta, că mulți se remarcau cu oroare nimeni după 90, dom'le, dar ce au apărut atâtea cântece de ochiate de pus la petrecere? Păi, ele erau tot timpul, dar numai, numai că n-a fost voie ca ele să se publice și o vreme erau mai degrabă bootlegs, nu? Sau apocrife. E, imediat după 90, bineînțeles că au refulat, mai degrabă s-au defulat toate și s-au republicat cătinel. Dovadă că după 90, așa zisa muzică ușoară, precum și o parte însemnată a muzicii de petrecere cu dragoste, cu năbădări și așa mai, aia nu că dispare, dar nu are nici pe departe creșterea abruptă de care se bucură muzica de petrecere cu mesaj de ochiat. Rock-ul, metalul, folk-ul necenzurat, mai toate genurile muzicale, cu excepția muzicii ușoare, cu mesaj simplu, și muzicii de petrecere cu mesaj de dragoste, astea două rămân cumva aplatizate după 90, nu scad în popularitate neapărat, firește că în continuare vrea lumea să consume și așa ceva, dar nu mai vrea să mai consume, dar lumea vrea să consume în cantități chiar mai mari de atât, alte genuri muzicale. Am mai lăsat în câteva episoade, am mai pus o melodie cântată de Dan Spătaru, așa cum nu și-l mai amintește nimeni, respectiv că servind puțin cauza. Mai am aici încă un exemplu de Dan Spătaru servind cauza. Fix de la începutul acestei directive, da, a muzicii populare cumva cu direcție și cu voie de la sistem, așa că l-ascultăm pe Dan Spătaru, spunându-ne cum nu ne șade bine când plângem. Melodie vândută pe limii drept ceea ce a, de fapt era muzică populară pentru tinerii, era aceeași chestie, sistemul spera să mai atragă și tine în cauza asta, mai ales că dacă îți doreai creșterea populației, cam trebuia să convingi tinerii, nu bătrânii, plus că la momentul publicării acestui vinil pe care îl voi, că îi voi da play curând, la momentul ăsta bătrânii erau toți crescuți și educați integral în regimul precedent față de cel comunist, de urmare oricum erau greu de convins, dar nici tineretul nu era chiar iar destul de îndărătnic și atunci băgai din astea,
Avantajul era că găsise gymul, spre deosebire de astăzi, găsise oameni destul de talentați care să servească cauza. Când plângi, privește în ochii mei și oglindește-te în ei. Nu-ți șade bine când plângi, ești mai frumoasă când râzi. Gonește gândul umbrit de nu știu unde veni. Ești mai frumoasă când râzi. Ne-am certat, de ce am și uitat? Poate eu am fost vinovat. Dar de ajuns, vezi tu, doar un sărut și lacrima a dispărut. Nu-ți șade bine când plângi. Deci te-am prins, da? Dan Spătaru la început, ca să... și din nou, nu are rost astăzi să-l privim cu prea multă rigiditate. Dar așa cum spuneam și la precedentul episod în care am pus melodii din trecutul foarte îndepărtat al lui Dan Spătaru, chestiile astea au fost până la urmă biletul său de către faimă. Trebuia să se vește un pic cauza dacă voiai să ți se permită să continui o carieră muzicală, o carieră care de altfel a fost destul de prolifică. Bun, și spuneam eu că... Gică Petrescu a fost unul dintre foarte puțini, n-a zice chiar singurul, mai erau și alții artiști de muzică de petrecere ceva mai puțin cunoscuți, n-am să intru acum în detalii, dar Gică Petrescu era și cel mai cunoscut de departe, care avea o carieră de dinainte de regimul comunist și care își putea permite să mai ignore directiva de servit cauza fără să îi se întâmple în esență nimic. De altfel, după cum probabil știți, în toate țările comuniste, da, România ne făcă niciun fel de excepție la chestia asta, existau mereu autori sau artiști care făceau notă discordantă și, indiferent cât de atroce era regimul, își puteau permite multe. Mă, iată, vinilul cu Gică Petrescu trecând prin atâtea petreceri este într-o stare destul de proastă, dar, na... E, gândiți-vă că Gică Petrescu a avut carieră și în post-comunism, dar acest vinil, acest disc făcut, publicat în timpul regimului, deja conține primele autoironii ale lui Gică Petrescu despre vârsta sa și despre faptul că, adică, Gică Petrescu a avut chestia asta, nu s-a supărat când îl făceai boșorog. Regimul mai căuta să-l mai tachineze câteodată, dar el nu se supăra și, ba mai mult decât atât, răspundea cumva cu aceeași monedă. Da, mă, sunt un boșoroc care cântă de mult și, mă rog, în privat mai și spunea și o să apuc să vă îngrop pe toți că-s mai bun decât voi, ceea ce de altfel s-a și întâmplat, dar, mă rog, chestia asta n-a zis-o în public, așa că aia e. Bun. Pentru finalul acestui episod o să punem, da, cred că chiar așa să se numește, da, câte ceva despre vârsta mea, versuri de Cezarina Moldoveanu și asta ca să vedeți că se putea și muzică de petrecere fără să servești cauza, dar e drept, Gică Petrescu, deși un exemplu foarte mare, ea și cam singur în acest demers. Spunea pe vremuri Gică și e drept că atunci aveam mai puțină burticică și mai mult păr decât am. Azi am devenit neagică, mulți îmi spun chiar meștere, dar în spate multiplică actele de naștere. Unii spun că m-am născut pe la 803, alții m-au găsit în cronicul lui Dosoftei.
cum când și italienește și-am profil roman. Spun unii că i-am cântat la masă lui Traian și dăi, 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 mereu așa, dăi, 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 cu vârsta mea, dai, 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 dai. Cum cântam și franțuzește și un cântec de pahar, auzeam lumea cum vorbește și-mi dădea ani mulți în dar. Ea spunea că eu știu limba chiar de la Napoleon. Când era singur în Elba, îi cântam lui sub balcon. Alții spun că Josefinii eu i-aș fi cântat, dă-i cu șprițul până la ziua când s-a măritat. Din 1900 eu cântam de zor, tot mână bijam și uite așa-ș vrea să mor. Și dai, 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 mereu așa, dai, 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 cu vârsta mea, dai, 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 dai. Da, cam asta e, da? Gică Petrescu își permitea în esență să ia pe toată lumea la mișto. De altfel, asta e mai puțin cunoscut. Când i se mai sugera ce să mai cânte, ce să mai... Gică Petrescu răspundea foarte sincer: da, crezi că știi mai bine, uite, ia microfonul, ia, cântă tu. Da? Păi nu, da, să cântați dumneavoastră, că nu. Da? Adică avea chestia asta, întotdeauna avea, era foarte conștient de valoarea pe care o avea și de asta era și printre puțin care își putea permite să... să refuze să se vească cauza. Am cerut, n-am găsit, nu se găsește, până la urmă trebuie să o găsesc. A existat la un moment dat un interviu în anii 90 la TVR cu Gică Petrescu și cu ceva super vedetă de la vremea respectivă, dar din fătucele astea apărute azi dimineață cântau și ele muzică. Și râdem, glumim, dar la un moment dat s-a supărat Gică Petrescu pentru că a zis: băi, stai puțin, deci dânsa este super vedetă cu 3 ani de carieră, pe atunci eu cu 90, eu ce părere să mai am despre chestia asta, da? Lucru care desigur a stricat mult feng shui-ul, pentru că, na, cum adică îndrăznește Gică Petrescu, ia ceva de genul, știi, băi, bumăre, dar chiar în halul ăsta. Și așa era Gică Petrescu. Deci pe el îl duream sub apă, pentru că, și de ce ții minte? Pentru că fix reacția sa de nu neapărat la faptul că unei fătuci se spunea super vedete, o fătucă de care n-a mai auzit nimeni 6 luni mai târziu, ci reacția dânsului la chestia asta când a zis: eu am mai văzut instaurări de o rânduie noi și toți sunt minunați și experții ei și știu ei, dar peste mine trec toate și eu tot aici sunt. Avea chestia asta și era unul dintre puținii artiști care era foarte conștient de valoarea sa, acolo pe pătrățica lui, da? Gică Petrescu, spre deosebire de alții, nici nu servea cauza, dar nici nu era foarte interesat să îi se opună sau, mă rog, să... nu, atâta vreme cât cauza nu interfera cu activitatea lui, nu-i păsa. Când interfera cu activitatea lui, el insista să fie ca el. Și îi cam ieșea. Îi cam ieșea, na, ce să zic. Bun, cam asta e cu muzica de petrecere în comunism. Deci muzică cu voie de la sistem, cu direcție de la sistem, cu versuri de la sistem. Astăzi sistemul nu mai încearcă să controleze ce muzică ai voie să asculți la petrecerea ta, ci încearcă să-ți controleze însăși petrecerea ca să n-aibă loc. Gândiți-vă la asta. Și cu astea spuse, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că vă uitați la Beciul Propagandei și nu, ne vedem. Servus!